Bine v-am regăsit, prietenii nevăzuți, dar știuți, sunt Maria Gheorghiu și avem o nouă ediție a emisiunii Întâlniri Capitală. Este o premieră absolută, pot să spun lucrul acesta cu mâna pe inimă, pentru că pentru prima dată la București FM și, în general, pentru prima dată, cred, la un post de radio în București, poate doar România Actualități, ce să fi dat lansarea, este Angela Mariașiu. Cei care... Vă aduceți aminte de Cenacul Flacăra? În Cenacul Flacăra cânta o voce de înger. Era Angela Kiș, care între timp a devenit Angela Mariașiu. Bună seara, Angela! Bună, Maria! Hei, în sfârșit, prezentă la București FM, în sfârșit cu albumul pe care îl așteptăm de atâta vreme. Am spus să-l așteptăm pentru că știu că și eu te-am bătut de nenumărate ori la cap să intri odată în studio și să lași mărturia trecerii tale prin această lume, prin cântecele tale minunate. Așa este. La un moment dat, oamenii aproape nu mai credeau că se va întâmpla acest lucru, deși eu vă spuneam să aveți răbdare, că cu siguranță va fi un produs deosebit, dar după o anumită vârstă, cred că ești mult mai selectiv și mai pretențios cumva. Dacă tot mai lăsat o urmă până la acea vârstă, măcar urma aceea să fie vizibilă și să amprenteze într-un mod... deosebit activitatea, muzica, tot ce ai compus în acești mulți ani, da. Așa este. Ai apărut în luna septembrie anului trecut cu primul tău album, Cântece din Cochilii. Am apărut în iulie la Ilva Fest, a fost prima lansare, deci lansarea în cadrul festivalului Ilva Fest, după care am avut spectacole în Reghin, Târgu Mureș, urma anul acesta să lansez și în București și în alte orașe, dar ne-a lovit pandemia și a trebuit să amânăm. Dar nu-i nimic, Angela, nu-i nimic. E timpul pierdut. Sigur, nu-i timpul pierdut. Eu vorbeam de lansarea ta din luna septembrie pentru că consideram că aceea a fost, de fapt, lansarea oficială la tine exact. Acasă, la Reghin, da. Împreună cu prietenii tăi reghineni și, bineînțeles, cu prietenii tăi care sunt prinși și în album, cei cu care ai lucrat acest album. Ajungem și acolo, însă, înainte de toate, hai să spunem publicului larg cine este Angela Mariașiu, Angela Kiș din Cenacul Flacăra. Care au fost primii tăi pași, Angela? Păi știi cum este, te naști cu anumite veleități, cu anumite caracteristici. M-am născut cu această dorință de a cânta, pe care mi-aduc foarte bine aminte că aveam 6 ani și urmăream muzică simfonică la Bucuriile Muzicii și mi-am dorit atât de mult să cânt la vioară încât mi-am tocat părinții la cap până când am început să fac vioară, pian, bineînțeles, fiind muzica folk pe un trend atât de prezent în viața noastră, am dorit să învăț să cânt la chitară. Și fiind orașul chitărilor, n-a fost greu să-mi procur o chitară și să încep să învăț să cânt la chitară. Când s-a întâmplat asta, câți ani aveai când ai început să cânti la chitară, Angela? 14 ani aveam, da. Da, 14 ani. Da, și mi-aduc aminte că am apărut, am și o poză, am pus-o pe Facebook, chiar mă și mir că am poza în care eu am cântat pentru prima dată într-un spectacol și primul meu cântec a fost un cântec pe versurile poetului Mihai Beniuc, dar compus de mine, muzica mea. Și eu zic că asta e important, că da. Tu să cânti ceea ce te reprezintă pe tine. Bineînțeles că am cântat multe cântece ale multor folchiști, hituri, care și în ziua de azi sunt hituri, dar predominant mi-am dorit tale. Să cânt cântecele, ca fiecare folchist de altfel. Și în opinia mea, deci chiar dacă o să arunce cineva cu pietre în mine, un folchist este egal cu omul care compune cel puțin muzica și își cântă cântecele lui, nu absolut. Cântecele altuia. Deci asta mi se pare am spus mereu. Folchist. Am spus da. Mereu, Angela, și am spus tuturor în toate ocaziile și prin festivaluri și concursuri, folchistul este cantautor, adică cel care își scrie cântec și este o condiție sine qua non să vii cu propriile tale cântece. Restul absolut. Sunt interpreți da. Care poate să cânte orice, oricând, oricum. Da? Da, e foarte bine la un pahar sau într-un spectacol, pe lângă cântecele tale, bun,
hai să cântăm și un cântec care, un cântec al locului, un cântec care reprezintă. Da. Bineînțeles. Acum am cântat și noi la Reghin, de altfel, da. Nu împreună pe scenă cântecele da. Fetelor de la Ecou și... Și sunt cântece frumoase, absolut, da. Absolut, da. În care întregesc foarte bine un spectacol, să vii și cu lucruri din altă parte, dar predominant să-ți cânti cântecele tale, pentru că trebuie să fii recunoscibil ca și artist, da? Deci da. Când spui Angela Maria Șiu, știi că asculți, de exemplu, cântec din Cochilii, pe care o să-l ascultăm chiar acum. Și pustii mi-au șoptit că nu mai vii, dar te-am așteptat. Mirosea a clar de lună și credeam în zâna bună, ce copilării. Mi-am pus mâinile Angela, am început cu cântec din Cochilii pentru că după acest nume a apărut povestea ta cu cântece din Cochilii. Da, am căutat foarte mult un titlu care să mă reprezinte și care să spună despre albumul acesta. Și într-adevăr, cântece din Cochilii consider că mă reprezintă cel mai bine pentru că am stat foarte mulți ani acolo în Cochilia mea și abia acum am scos cântecele astea, dar cred, nu știu dacă tu mi-ai spus-o, altcineva mi-a spus că și perlele stau foarte mult timp în Cochilii ca să devină desăvârșite și frumoase. Așa este, știi? Da, așa este, și, într-adevăr. A fost cea mai mare bucurie a mea în momentul în care am auzit cântecele. Este foarte greu pentru cei care realizează un album. Eu asta mi-am dorit și asta nu am găsit până când nu am ajuns la Victor Pamfilov, care este într-adevăr un om care știe ce trebuie să facă pentru a nu distorsiona ceea ce ești tu. Adică absolut. Orchestrația să fie atât de bine mulată pe cântec încât să nu deturneze ceea ce vrei tu să spui și mesajul inițial. Absolut. Victor Pamfilov este un magician al sunetului și știm foarte bine, a lucrat cu numele mari ale scenei românești și e suficient să spun Nicu Alifantis aici. Da. Și Andrieș. Da. Cine n-a trecut prin studioul lui?
Victor Panfilov. Da, 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 dacă te respecti, trebuie să ajungi la Victor Panfilov. Uite, ceea ce îmi spuneai tu acum mă duce cu gândul la un alt mare muzician pe care noi l-am avut, este vorba de Valisterian, cel cu care eu am lucrat, da. Și care spunea exact ceea ce spui tu acum. Maria, durează mult pentru că eu trebuie să știu exact cine ești tu, să știu exact ce vrei tu de la lume și de la cântec și orchestrația mea să sune a Maria Gheorghiu nici de cum a Valisterian, ceea ce s-a exact. Și întâmplat. Da, da. Da, da. Nu e foarte mult acest lucru și, bine, el are și oamenii cu care lucrează sunt deosebiți. Absolut. Vlad Crețu, da. Luba Gordievski, da. Da, nu mai zic de Berti Barbera și la bas lucrează cu Vladi Seteanu, da, da, da. La Phoenix acum. La lansare am avut alt privilegiu de a-l avea la bas pe Virgil Popescu în spectacolele da. Live, care prin prestanța lui, nu știu, mi-a dat și mie o siguranță pe care... Așa, de care aveai nevoie. De care, aveam nevoie. Și mi-a coordonat atât de bine și de fin și de frumos că, efectiv, spectacolul de la Reghin, eu sper să mai pot să repet... Dar a fost ceva, într-adevăr, ceva deosebit. Da. Să știi deosebit. Că Virgil Popescu a vorbit foarte frumos despre albumul tău și poate că ăsta a fost și motivul pentru care a cântat cu atâta drag și a făcut lucrul atât de bun. Spunea Virgil Popescu, afirma despre acest prim album al tău, după prima audiție era clar. Nu mă lăsase indiferent. După da. A doua audiție deja aveam câteva preferințe, după a treia audiție au apărut alte preferințe, iar după a patra era foarte clar, îmi place muzica semnată de Angela Maria Șiu. Poate că suportul armonic cu care însoțește liniile melodice inspirate, fiind asemănător cu al meu, să mă fi făcut să-i simt muzica foarte apropiată de sensibilitatea mea. Sau poate genurile abordate... Și aici dă câteva exemple din cântecele tare. Cert este că acest album a trecut testul suprem. Ascultatul în mașină. În cazul meu, dacă o muzică nu simt nevoia și plăcerea de a o asculta în mașină la drum lung, înseamnă că nu corespunde preferințelor mele. Semnat Virgil Popescu. Un muzician cu ștaif, știm foarte bine lucrul acesta, unul din valorile noastre naționale, pot să spun asta cu mâna pe inimă. Da, era și el așa contrariat cumva. Te zice, dar unde ai fost până acum? Dar unde ai fost? Dar știi că muzica ta este așa, o chestie atât de frumoasă. Da, știi cum, de multe ori viața ne rostogolește. Într-un fel în care nu poți să, cum să zic, în momentul în care ai o familie, ai copii, ai părinți bolnavi, trebuie să iei lucrurile așa cum vin. Eu zic că dacă tu faci ceea ce trebuie să faci în acel moment în care cei de lângă tine au nevoie de tine și de suportul tău fizic, material, emoțional, tot ce vrei, cumva viața te răsplătește. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Bine, nu de aceea faci lucrurile, dar zic că dacă nu sari anumite lucruri din viață pe care trebuie să le faci, chiar dacă tu ai vrea să cânti sau să mergi, bun, nu pot, pentru că am niște responsabilități. Ai avut alte priorități. Am avut alte priorități și poate nu a fost să fie în acel moment. A fost să fie acum când poate și eu sunt mai matură, înțeleg altfel lucrurile, am mai trecut prin niște zguduiri în viață, ca toți, de altfel. Absolut. Și da. Când ești puțin mai liberă, pentru că nu mai trebuie să mai dai de mâncare copiilor, nu-i așa? Exact, da. Ai copii mari? Da. Câți copii ai, Angela? Două fete am. Două fete să trăiască și amândouă. Amândouă da. Se descurcă, sunt da. Pe felia lor, dar una e medic stomatolog și cea mică este... tehnician veterinar. Deci este foarte le place bine, amândurora da. Ceea ce fac, da. Asta Bun. E cel mai important, să le placă. Da, ne întoarcem la albumul tău și mai ascultăm un cântec. Iam inima. Spuneai despre cântecul ăsta un lucru care mi-a plăcut tare mult. Da. El este un cântec care ar putea să fie un imn al cardiologilor? Da, cu siguranță și a fost atât de mult difuzat la posturile de radio, Radio Cluj, Reșița, București. Este, hai să vezi, este un cântec simplu, dar atât de frumos. Versurile poetului Iv cel Naiv, care el este anonim, pe mine m-a fascinat. M-au fascinat versurile lui și cumva mi-au inspirat acest cântec. Îl ascultăm și noi.
pasionează. Animalele de companie îți dau inima mea. E bine, plimbă prin parcuri, ia-i de mâncare sau pun-o lângă ta să zacă la soare. Ia-mi inima și tu la cinema. Haide, fă cu ea ceva ce n-a mai făcut nimeni niciodată. Ia-mi inima și fă-o să bată. Ia minima Angela Mariașiu, care de data aceasta a scris pe versurile lui Yves cel Naiv. În general însă, Angela, tu scrii singură și textele cântecelor. Da, am scris și texte, dar se întâmplă următorul aspect. Dacă mă apuc să scriu, de obicei mă apuc ora 2-3 dimineața. Și atunci, a doua zi mi este foarte greu și dintr-o anumită comoditate, nu știu, sau... Nu știu, eu întotdeauna am spus că versurile au o melodie a lor. Fiecare poezie cântă. Absolut, absolut. Și în momentul în care când o citești, trebuie doar să-i prinzi armonia, să auzi pe ea cum cântă. Și atunci, probabil compunând și pe versurile altor poeți, poți să cânti și altfel, în diferite moduri. Absolut. De exemplu, Yves cel Naiv are o poezie mai directă, mai foarte deosebită și atunci... Și cântecul este altfel decât celelalte cântece ale mele. Da, a fost o perioadă când te-ai inspirat din realitatea imediată. Ești un om al zilelor sale, da? Cred că așa a apărut cântecul N-am bani de cafea. Cafea, da, cum spui tu. Cafea, cafea canadal, așa am și lăsat, pentru că este specific. Un specific ardelenesc, ardelenesc, da. Cafeaua, da? Da. Și, într-adevăr, chiar din realitate este inspirat, stăteam la birou,
Era o perioadă în care eram între două business-uri și cumva așteptam să intre banii din intermedier bancare, că făceam și lucrul ăsta, și nu intraseră banii și, băi, luni dimineața, să n-ai tu o cafea, să n-ai nici bani să-ți cumperi cafea. Deci așa s-a născut acest cântec. La birou am început și l-am scris, martor-mi este secretara mea care zice, nici asta n-am să uit cum ai scris tu cântecul ăla atunci pe loc. Da, de fapt n-a fost... cafea. Așa, da. N-a fost singurul cântec inspirat de realitate. Ai mai scris unul care cred eu că a venit tot ca un of, poate al tău, poate al majorității românilor, cel legat de Mița de la ANAF. A, da. Și acela, tot la birou l-am scris, era acea perioadă în care începuse ANAF-ul foarte dur și oamenii erau atât de speriați, erau așa amenzi mari, 9.000 de lei, dacă mi-a povestit cea că nu și-a găsit registru de frică, când i-au văzut că au intrat, nu și-au găsit registru, pur și simplu și-a dat 9.000 de lei amendă. Deci toată lumea plângea, erau speriați și inspirate de oamenii care, mă rog, mai vorbeau și îi mai și, nu mai zic ce, da. Dar vorbeau mai colorat. Vorbeau mai colorat la adresa, da, acum s-au mai liniștit, nu mai da. Sunt chiar, s-a mai, da, chiar i-am avut și eu la birou, dar sunt, au fost normal, nu da. Exagerați. Și așa am scris Mița și ANAF-ul. Bine, nu este pe album, n-a pentru apărut, că nu e din povestea asta. Absolut. Dar din povestea asta este N-am bani de cafea și îl ascultăm acum. N-am bani de cafea, n-am bani de cafea, n-am bani de cafea. N-am bani de cafea, n-am bani. N-am bani de cafea, viața mă arde ca o țigară, îmi plouă pe umăr povara banală și-mi vine să plâng. N-am bani de cafea, n-am bani de cafea. Bani de cafea.
Da, mi-a plăcut tare mult de când l-am ascultat prima dată. Știu că ai scris cântecul ăsta, Angela, cam de multișor. Sunt vreo 4-5 ani, poate chiar... Mai mult. Chiar mai mult, cam da, da, în da. În 2008 l-am scris. Da, și cred că ăla a fost momentul în care eu ți-am spus prima dată, Angela intră în studio și scoate un album. E adevărat. Da. Câți ani au trecut de atunci? Mai mulți au trecut. Important este că am ajuns unde trebuie și vreau să-i mulțumesc lui Vali Răcilă, Sir Blues, da, care la festivala Reghin n-a văzut, eram eu, a venit Victor Panfilov cu Alifantis, avea concert Nico Alifantis la Reghin și Victor Panfilov făcea sonorizarea pentru, da, întotdeauna, domnul Alifantis, da. Și atunci a zis Vali Răcilă, știa că vreau să scot un album și nu știam unde să merg și am avut încercări, dar nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Și zice, tu copilă, tu cu omul ăsta trebuie să lucrezi, că ăsta-i fiind ca tine, exact așa, știi, pe tonul ăsta cum este el. Și mi-a dat numărul de telefon, am sunat, am trimis o mostră și cumva... Lucrurile au început să se lege, da. Bine, a durat, că exact cum am zis, nu, unele lucruri nu poți să le faci mecanic, trebuie să le faci simțit. Și atunci... Cât a durat? A durat. Câțiva ani? Doi ani? Trei? Nu, eu mai știu, că nu. Situația asta n-am fost deloc pisăloagă, n-am fost... am lăsat lucrurile să curgă. Între timp am intrat și eu în niște super activități, foarte mult pe fonduri guvernamentale. A fost o avalanșă de proiecte și eu oricum nici nu mai aveam timp atunci, în momentul ăla, să mă mai gândesc la album. Dar a ieșit exact când a trebuit să iasă. Dacă tot vorbim așa de Ardeal și acolo unde sunt, știm bine că sunt și germani și maghiari, da, are neamțul o vorbă, langsam, aber sicher. Încet, mai dar sigur. Acum, da, tu știi mai bine germana, la noi se mai sticuiește, în ungurește mai vorbim. Da, în Reghin sunt. Apropo, vă înțelegeți bine cu maghiarii de acolo, pentru că noi n-avem niciun fel de problemă, nu? Nu. Și eu am crescut într-o familie mixtă, pentru că tata este maghiar 100%, mama româncă. De fapt, da, dacă stau să mă gândesc la numele tău, Angela Kiș, numele tău. Da. Eu zic că de sus întotdeauna încep lucrurile. Noi aici nu avem absolut nicio problemă, avem prieteni, colegi, clienți, dar ce contează? Acum, știi cum, ne internaționalizăm. Am client italian, am client din Franța, francez, știi? Da. Nu știu, mai român și ungur, că imediat... Cei de care spui s-au stabilit în Reghin sau sunt lucrările tale cu ei așa? Am lucrări, francezul este stabilit în Târgu Mureș, de mai mulți ani are firmă, am doi italieni care au cumpărat aici o școală, da, se stabilesc, dar nu mai merg și vin. Da. Da, descoperă anumite piețe pe care ei pot activa. De obicei își dezvoltă firmele din țara lor, știi? Le dezvoltă și în România. Da. Bun, apropo de firme și pentru că ai spus la începutul emisiunii că vii din Reghin, acolo unde se fabrică instrumentele muzicale cu sunetul cel mai cald, cele de lemn. Da, mai există... am avut privilegiu să cânt pe o chitară extraordinară fabricată aici, da. Mai e acolo director domnul Bâzgan? Suflet, da. Și este și vecinul meu. Se transmit multe salutări. Suntem lângă grădină și sunt niște oameni absolut deosebiți. Au fost și ei la lansare. Noi ne tot dăm aici peste gard, bam, dă dânsul o salată, ba, dau eu o prăjiturică. Este un fel de rai aici. Nici nu-ți vine să crezi că mai există așa ceva. Te rog să vorbești numai despre mobilă, nu neapărat și despre prăjituri și mâncare, pentru că știu cât de bine gătești și acum mă duce gândul minunățiile pe care ni le-ai servit tu de fiecare dată când am fost la tine la Reghin. Fie că e vorba de mâncare gătită, de prăjituri, de orice. Da. Îmi place, dar acum chiar sunt la dietă, gata, nu mai mâncăm, nu mai... Ce ne dă nutriționistul, gata, nu mai... Ai ambiție să faci lucrul ăsta? Da. Da. Da, mai ales că am și proiecte viitoare și...
trebuie. Adică, până la urmă, întotdeauna timpul ne taie aripile când începem așa ceva, că trebuie timp ca să-ți gătești ce trebuie ca să... Da, și mi-e frică de perioada care va urma, probabil, într-o lună de zile, iar o să intrăm într-un tăvălug cu proiectele de depus. Da, sunt determinată să merg mai departe, da. Foarte bine, foarte bine. Hai să ne întoarcem la albumul tău, da, și mi-ai spus că îți place foarte mult, ții foarte mult la cântecul Suflet de Asfalt. Care-i povestea cântecului? Păi, știi, se întâmplă de multe ori să tot alergi, să te duci, să te duci și ajungi sfârșit acasă și îți dai seama că mi-am pierdut sufletul pe asfalt. Nu mai... Sunt perioade în viață în care te simți doborât și trântit așa pe asfalt cumva, știi? Dar întotdeauna există speranța că mâine o luăm de la capăt și vom răzbi, da. Se simte în... Nu poți trăi pe ruine, nu poți trăi, așa zic și eu în aceste versuri, nu pot trăi pe ruine, trebuie să ieșim din ruine și să mergem mai departe. Da, și poate că atunci când vin acele clipe, avem nevoie să simțim pământul reavăn sub picioarele goale, să simțim iarba crescând și nici de cum asfaltul. Exact. Da, ascultăm și noi cântecul Suflet de Asfalt. Mi-am pierdut sufletul pe asfalt. Nu mai privesc spre cerul înalt. Sunt doar un pas trecător pe pământ și un suflet năuc purtat de vânt. Nu poți trăi pe ruine, nu poți trăi se destramă, cuvintele mele sunt mute, tăcerea din ele te cheamă. Dorul meu te cheamă înapoi, să reîntregim iubirea din noi. Rămân și un suflet năuc purtat de vânt. Nu poți trăi pe ruine, nu poți trăi în trecut. Lumina se pierde în amur, tăcerea coboară. Să pleci către lume, durerea se împarte la noi. Sunt plină de amuri murtăcute, de vise ce-n zori se destramă. Cuvintele mele sunt mute, tăcerea din ele te cheamă. Mi-am pierdut sufletul pe asfalt. Da, o parte din sufletul tău, hai să zicem, cel trist, se află în acest cântec, care este de asemenea foarte frumos, dar tu, în general, ești o fire tonică, am sesizat asta la puținele concerte în care am avut șansa să fim împreună. Hai să vorbim de activitatea ta concertistică. Mi-ai spus că ai avut câteva lansări cu acest album, puține însă. Da,
Ilva Fest a fost primul spectacol, am fost la Colibița Fest și acolo am avut spectacolul de lansare, am fost la Cluj, la Zilele Clujului, am mai fost la Cluj după aceea la încă un spectacol, dar în formula, deci cum să zic, eu mi-am dorit foarte mult ca atunci când fac spectacol de lansare a CD-ului să fie ceea ce auzi tu pe CD să fie și pe scenă, adică așa, să fie bandul cu mine. Bine, lucrul ăsta nu e ușor de făcut. Absolut, pentru e chiar rând, foarte program, greu. Da, programul lor este greu de... De corelat, pentru că fiecare dintre ei cântă în diferite și... formule și exact, se mai spunem încă o dată pe muzicienii alături de care tu cânți în concertele de lansare acestui album. Da, este deci vorba concerte. De Virgil Popescu, Vlad Crețu, la chitară, excepțional. Luca Gordieț, da, este... Vlăduț este deosebit. Da. Tot Reginul s-a îndrăgostit de Vlad Crețu. Toată așa lumea este. Mă întreabă, dar Vlăduț, dar când mai vine Vlăduț? Deci este absolut cântă orice, minunat. Și cântă foarte bine absolut orice cântă. Și ca da, om da, este da, deosebit. Este, da, așa este. Am lucrat și eu cu el. Care este... Un asemenea, un muzician foarte fin. Da. Și Liuba deci, Gordievski, cred că el este de fapt Bagheta sau Virgil, care dintre ei conduce? Virgil da. A condus. Cum Virgil ați? A condus, dar și Liuba este un muzician de săvârșit. Absolut. Da. Absolut. Și cum ați făcut repetiții? Cum au decurs? Ați apucat să... Tu nu prea ai venit la București, că dacă veneai, te prindeam să vii și la emisiune. Da, nu, n-am făcut, cum să zic, repetiția a fost înainte de concert... cu câteva ore, am repetat odată fiecare cântec, dar eu repetasem pe negative, eu știam fiecare, absolut orice, tot. Deci... Repetasem două luni, am repetat cu negativele în fiecare zi, deci nu poți. Cine zice că iese pe scenă fără repetiții, nu poți, nu se poate. Deci tu nu te simți confortabil, eu nu m-aș simți confortabil să fiu în fața publicului, băi, ca și cum nu ți-ai făcut temele, așa, la școală, știi? Când te duci la școală nu ți-ai făcut temele, exact așa m-aș simți și dacă nu aș repeta. Știam fiecare notă, fiecare intrare, știam absolut tot perfect. Că atunci asta-i când bine. Ai spectacol și ai emoții, că ai emoții. Absolut. Să nu te mai gândești oare acum trebuie să intru, oare nu, să fie ceva... atât de rutinat și de muncit încât să nu mai ai nicio problemă, să simți, să poți să simți și să transmiți ceea ce cânti. Și e foarte important ca muzicienii din spate să te simtă, ei fiind muzicieni foarte buni, cred că a fost un melanj foarte bun între voi. A fost un melanj și zicea și Virgil Popescu, zice, nu-mi vine să cred cât de sigur ai fost pe tine și fără nicio ezitare. Da, asta spun, am repetat și de aceea nu am mai avut emoțiile că s-ar putea întâmpla ceva. Și publicul din Reghin, deci absolut, mie nu-mi venea să cred, deci ei au zis că un asemenea spectacol, cel puțin de 10 ani, nu au văzut la Reghin. Deci, pentru mine a fost mai mult decât puteam să-mi doresc. Asta este minunat. Bun, avem albumul Cântece din Cochilii, unde sunt 10 cântece. Doar 10, Angela, dar tu ai mult mai multe cântece. Există și proiecte viitoare? Am cântat absolut toate cântecele care mi se păreau, că știi tu, din cântecele multe, selectezi 20, astea sunt bune. Și din alea 20 au rămas aceste 10 care sunt din aceeași poveste, cumva. Da, am început un al doilea proiect, acum va fi cu totul altfel, va fi diferit, va fi... Să vedem. Doamne ajută să pot să... Să-l duci și deocamdată spune și pentru cei care își doresc albumul tău, Cântece din Cochilii, unde pot fi achiziționate albumele păi, tale? Păi deocamdată doar pe Facebook. Deci oamenii mi-au scris pe Facebook și am trimis și albumele. Trimis. Da, sigur. Ar trebui să mă orientez pe o platformă undeva unde să poată să fie găsite mai ușor. Da, iarăși timpul nu mă lasă. Da. Ai canal de YouTube? Da. Am canal de YouTube și acolo am pus filmarea spectacolului pe bucățele, bineînțeles, de lansare. Am avut inspirația bună de a aduce niște profesioniști care să filmeze spectacolul și minunat, am avut cel mai bun lucru pentru că aceste filmări au fost folosite și în emisiuni la TVR și la unde am mai fost la televiziuni. Pentru că
4K, este calitate, sunt foarte bine făcute și se pot folosi și rămân. Până la urmă e amintirea impregnată acolo. Da, Angela, uite, nici nu vine să cred că au trecut aproape 45 de minute, dar au zburat efectiv și este momentul să ne luăm rămas bun deocamdată. Și cum altfel decât cu un cântec pe care tu l-ai ales pentru finalul emisiunii, plec imediat. Unde pleci? Nicăieri. Plec imediat nicăieri. Da. Mulțumesc încă o dată, Angela, mult succes cu albumul și te așteptăm când ajungi totuși în București, cu un spectacol în București, să ne anunți pentru a te vedea. Cu siguranță! Nu vă mai faceți nicio problemă, am să vă iau. Chiar și pe mine povara supremă, plec imediat nicăieri. Mâna pe clanță, șapca pe frunte, eu mă dau ție, tu te oferi. Plec sau spre mare, sau spre munte, plec imediat nicăieri. Și nici în sate, viața îmi este peste puteri. Fără bagaje, pe nemâncate, plec imediat nicăieri. Plec imediat unde nimeni nu pleacă, plec unde toți veți cădea sub tăceri. Și pe o lacrimă foarte săracă, plec imediat nicăieri. Plec imediat părăsindu-mi averea, plec imediat pe un drum de oieri, plec imediat nicăieri, nicăieri, plec imediat nicăieri, plec imediat părăsindu-mi averea, plec imediat pe un drum de oieri, plec imediat nicăieri, nicăieri, plec imediat. Yeah.